mulțumim Domnului că suntem împreună în casa de rugăciune. Am citit un pasaj din care aș vrea să avem câteva cuvinte de învățătură pentru noi. Cuvinte pe care le-am primit de la Domnul mai multă vreme în urmă sau mai recent, care le-am împărtășit unor frați sau nu. Și din pasajul pe care l-am citit, eu am trei gânduri. Primul gând e legat de acțiunile Domnului Iisus, ceea ce a făcut El. Al doilea gând e legat de puterea Domnului Iisus. Și al treilea gând e legat de succesiunea lucrărilor pe care Domnul le-a făcut în templu. Vorbind de acțiunea Domnului Iisus, vreau să vă spun că e un context acum special. Întâlnim la Domnul niște manifestări care nu le-am întâlnit până acum. El în toată lucrarea sa misionară a dat dovadă de o mare blândețe și îngăduință, cu excepția confruntărilor acelora cu farisei și cărturare, dar acum îl vedem pe Domnul parcă mânios. Îl vedem pe Domnul într-o altă postură în care nu ne-am fi așteptat să-L vedem. Îl vedem pe Domnul făcând obicei de ștreanguri și făcând rânduială în templu, ceea ce nu caracterizează pe Domnul. Îl vedem pe Domnul mergând să caute smochinie într-un pom și măcar că nu era vremea roadelor, pentru că nu o găsă smochinie, o spus în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Ce s-a întâmplat? Ioan spune că el a venit la ei săi, la evrei, dar ai săi nu l-au primit. Ne aflăm în săptămâna dinaintea morții și învierii Domnului Iisus. Ne aflăm în săptămâna în care fățiși evrei au respins pe împăratul lor. El le-a propovăduit Evanghelia, a făcut semne, minuni, a mulțit pâinile, a vindecat bolnavii, arătându-și prin aceasta dumnezeirea sa. Că el spunea, dacă nu mă credeți pe cuvântul meu, credeți măcar pentru lucrările care le fac. Și evreii l-au respins. Acum noi suntem în contextul acesta al respingerii lui Dumnezeu, al respingerii lui Hristos, și se împlinesc cuvintele spuse de Pavel în Roman 11, parcă 22. Uitați-vă dar la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu. Noi suntem tentați să vorbim foarte mult de bunătatea lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu, de modul în care Dumnezeu ne cheamă, ne acceptă, ne iartă. Dar învățătura corectă este ca în egală măsură să vorbim și de bunătatea lui Dumnezeu, dar și de asprimea lui Dumnezeu. Dintr-o dată parcă Domnul își manifestă asprimea Lui față de națiunea evreiască. Deci vorbim de acțiunile Domnului, trebuie să ținem cont de contextul în care se întâmplă aceasta. Și acum îl vedem pe Domnul intrând în templu din Ierusalim. Și în templu are acea manifestare care nu-L caracterizează. Răstoarnă mesele schimbătorilor de bani, face un bici de ștreanguri, îi scoate pe toți afară, ceea ce nu-L caracterizează pe Domnul. Dar când intră în templu, repet, în contextul acela al asprimii lui Dumnezeu, El face lucrurile acestea. Se pare că prima acțiune în templu era îndreptată împotriva oamenilor cu bani. Acelor care schimbau bani, acelor care vindeau mărfuri la templu și împotriva lor Domnul are această ieșire, această răbufnire mânioasă. Eu spuneam, dacă vânzătorii din templu s-ar fi organizat într-un sindicat, ar fi venit la Domnul să spui, nu-i corect ce faci. Pentru că ce făceau ei era prevăzut în lege. În legea din Vechiul Testament spunea că dacă cineva sta departe de Ierusalim și nu se putea duce zeciala, material, sau cineva voia să meargă la templu ca să aducă o jertfă
Și nu putea să vină tocmai din Berșeba, să vină cu cârdul, cu bărbăcuți la templu. Legea spunea că trebuia să schimbe în argint venitul lui, să vină cu argintul în mână și să cumpere jertfă de la Ierusalim, din templu. Deci oamenii aceștia aveau acoperire prin lege. Ei puteau să spună, învățătorule, noi nu vindem țigări la adunare, nu vindem droguri, nu vindem țuică și televizoare. Nu? Noi vindem casete, CD-uri și cărți religioase. Păi astea au acoperire, dacă vreți, într-un fel în lege. Ei bine, știți ce se întâmplă? Domnul nu pedepsește practica lor, că era în lege, dar Domnul vede în ei, dincolo de slujba care trebuia făcută în templu, și îi numește direct tâlhari, dorința lor de câștig. Spune istoria că la templu se practicau niște prețuri extraordinar de ridicate, că oamenii de la templu profitau de săracul care venea de unde venea, din Ierusalim, și luau multe prețuri, de multe ori prețul pe o marfă care trebuia să fie mult mai ieftin. Să uite Domnul la ei și spune, măi, voi ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Aici, dacă ar fi să actualizăm un pic, în vremea bisericii, în vremea în care trăim noi, eu am observat că sunt lucruri acceptate de Scriptură, practici bisericești pe care le întâlnim în Scriptură, acoperite de Scriptură, dar în care noi exagerăm și căutăm să avem un câștig material, un câștig de imagine, și asta Dumnezeu pedepsește. Vorbim un lucru simplu, căsătoria, nu? Păi căsătoria e binecuvântată de Domnul, Pavel mustră pe unii și spune, ei opresc căsătoria și întrebuințarea firească a bucatelor. Dar noi nu oprim, noi dăm voi la tineri să vină în adunare, ne facem o masă, dar de la ce este voie până la practicile noastre e diferență mare. Era voie să se vândă porumbei și mei la templu, dar de la voia asta până la practicile comercianților era diferență și Domnul pe asta s-a mâniat. Eu acum repet, l-am luat un exemplu simplu, căsătoria. Păi unde să ne ducem copiii noștri? Eu acum merg acasă și am programat în adunarea noastră până acum 21 de nunți în adunare la noi. În anul în care eu m-am căsătorit acum 30 de ani, în adunare la noi a fost 18 nunți la rând. Și spunem noi, avem copii mulți, o casă de copii. Păi unde să trimitem copiii? Păi aducem la adunare. Asta-i voie. Dar ce nu-i voie? Ce-i peste lege? Era voie să se vândă porumbei și mei, dar nu era voie să se facă acele exagerări de prețuri. Îi voie să facă nunți în adunare, dar nu-i voie să aducem toate obiceiuri din lume să le aducem în adunare. Noi plecăm de la un lucru permis și degradăm slujirea în adunare. Și asta nu-i voie, asta e un lucru păcătos. Acum noi ne întâlnim la fiecare nuntă, eu mă tem de nunță acum, Noi vorbim cu mirile, mireasă, cu părinții de o parte și de alta. Măi, ce noutăți ne mai aduceți? Cu ce o să ne mai surprindeți voi? Că de la an la an, de la nuntă la nuntă, apar obiceiuri. Și eu m-am întrebat pe cineva, măi, dar asta de unde? Venea un obicei într-o adunare. Și a spus, din filmele americane, frate, tu nu te uiți la filme. Dar la Hollywood așa se fac nunțele. Și noi luăm modele de acolo și apoi venim aici. Am fost într-o adunare în care intrarea mirilor se făcea întâi perechi, poate 7, poate 10 perechi de tineri. Eu când am văzut că vin și nu sunt mireasa, nu-i îmbrăcat în alb, eu m-am bucurat, zic, băi, că la noi, că la Moldova, la noi în alb. Dar sunt adunări în care mireasa nu-i în alb. E foarte simplu. Și uite, zic, exact ca la noi. Și-i spun la cineva, zic, dar așa, păi, nu-s mireștea. Dar cine? Zic, mireasa vine la urmă, intrat o 10 perechi, așa. Eu știu un păstor care s-a dus la ei, nu spun numele. Și când s-au așezat domnișorii de onoare în față, s-au dus la ei și au spus, dați, vă rog, certificatul de căsătorie. Și eu i-a spus, dar nu suntem căsătoriți. Și cum vă permite să intrați de mână în adunare?
Că noi nici pe stradă nu dăm voie la tineri necăsătoriți să meargă îmbrățișați, să sărute, să meargă de mână. Cum ați intrat în adunare așa? Ei bine, sunt niște obiceiuri împrumutate din lume, de la porumbii care zboară prin adunare, așa, și până la multe alte. Fraților, noi dăm voie la căsătorie să se facă nunțele, că de-aia sunt tinerii noștri, dar de la ce voie și până la ce fac oamenii diferență mare. Oamenii ăștia vindeau porumbii și mei aveau dreptul să vândă, că era prins în lege, dar ce făceau ei nu mai era prins în lege. Asta taxează Domnul. Eu sunt foarte atent la slujbele de binecuvântare, la slujbele de botez, la alea de căsătorie, la cina Domnului și la celelalte. Îți după Scriptură, că dacă îți după Scriptură, slavă Domnului. Sau avem împrumuturi din afară, în care vrem să avem câștig de imagine, câștig material, să șocăm asistența prin slujbele noastre. Dar asta nu-i place lui Dumnezeu. De aceea Domnul se îndreaptă înspre oamenii aceștia și prima taxare care o face în templu este împotriva acestor practici. Oamenii ăștia erau mânați de dor, de câștig, de dorință, de îmbogățire. Și Domnul îi face tâlhar și spune că ați făcut din casa tatălui meu o peștere de tâlhar. După ce Domnul are această primă acțiune îndreptată împotriva acestor oameni și le răstoarnă mesele și scaunele și scoate afară, Domnul are un cuvânt de învățătură și stă de vorbă cu cărturare, cu farisei și le spune acolo, este scris, casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. Mai târziu iar le spune, n-ați citit cuvintele acestea, tu scoți laudă din gura pruncilor și din gura celor care sunt. El are și un cuvânt de învățătură. După ce a făcut curățenie, de acum vine cu un cuvânt de învățătură pentru cei prezenți. Casa lui Dumnezeu era proiectată în alt scop. În cântarea cântărilor spunea acea logodnică, hai să citim cuvintele, în capitolul, cântarea cântărilor, capitolul 2, versetul 4. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Casa Domnului este o casă de ospăț, fraților. Aici reprezintă biserica și pe Hristos în cântarea cântărilor. El m-a dus în casa lui de ospăț. Biserica este un loc în care se ospătează mireasa. Logodnica aici e hrănită. Și nu intrăm în amănunte cu turte, cu miere, cu multe altele, îi întărește sufletul. Aici, în casa sa, fiecare suflet trebuie să fie hrănit în Evanghelie. Aici e o casă de ospăț, fraților. Aici vin cei flămânzi, aici vin cei însetați, aici Duhul Sfânt ne hrănește și ne întărește. Pentru că alergarea noastră e asta. Acolo spune cântarea cântărilor, prinde-mă de mână, trage-mă după tine. E ceea ce face Hristos cu noi, cu biserica, aici în Germania sau în Bucovina. Suntem oameni slabi, ne-am pornit spre cer. Și fata asta îi spunea logodnicului, prinde-mă de mână și trage-mă după tine. Citiți în primele versuri ale cântării. Aici Dumnezeu ne ia de mână pe noi în Germania și ne aduce casa de ospăț. Și aici ne ospătează, aici ne întărește trupul nostru. Doamne, fă să fie așa, amin. Apoi spunea Isaia 60:7, iar casa slavei mele va fi mai slăvită când turmile, chedarul și berbece din Nebaiot vor veni ca jertfă și casa slavei mele. Fraților, aici e casa slavei lui Dumnezeu. Aici n-are voie să fie slăvit niciun predicator, niciun păstor, niciun proroc, niciun cântăreț, niciun cor. Aici trebuie să fie casa slavei lui Dumnezeu. Aici trebuie să slăvim Dumnezeu și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Din experiența care o am în umblarea cu Dumnezeu, nu foarte multă experiență, dar am înțeles că Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Eu nu dau slava mea nimănuia, cinstea mea nu o dau idolilor, străga încă din Vechiul Testament. Cu niciun vindecător, cu niciun frate care se roagă, Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Și aici e casa slavii lui Dumnezeu. Îngerii deasupra Betleemului cântau slavă lui Dumnezeu.
în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Nu ne-o lăsa pacea. Dar în momentul când noi schimbăm și luăm slava, pierdem pacea. În momentul când oamenii iau din slava asupra lor, pierd pacea. Hai să lăsăm slava lui Dumnezeu. Amin. Și pacea pentru noi. Amin? Amin. Doamne ajută din aceasta. Și asta ne spunea Domnul, că templul de Ierusalim trebuia să fie casa slavei lui Dumnezeu. Isaia 56:7 spune că casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. Și eu spun, dar noi cântăm, dar noi numim casă de cântare, dar noi predicăm. Și nu spune că e casă de predicare, dar noi facem colectă și nu numim casă de ajutor social, nu? Noi toate astea le facem, dar prin rugăciune. Înțelegeți ideea? Casa tatălui meu va fi chemată o casă de rugăciune. Ăla care cântă trebuie să se roage întâi. Amin. Ăla care predică să se roage întâi. Spunea Ieremia, dacă ar fi fost față la sfatul meu, ar fi spus poporului cuvintele mele care se întoarcă de la calea cerea. Spunea odată un frate, aici, la Amvon, când vin, vin din prezența lui Dumnezeu, vin din rugăciune. Eu am mai povestit o întâmplare, cum ani și ani în urmă, în adunarea din Vicovul de Sus, a venit fostul primar la adunare. A venit într-o obligație, a trebuit să vină la adunare. Și când a venit, a văzut frate că-i primarul, a pus corul să cânte și a cântat cele mai frumoase cântări. Și a pus predicatorii să predice cei mai buni din adunare. Și îmi spunea fratele Vasile Chelba, eu stam cu ochii pe primar. Domnule, nici o tresărire, hai, impasiv, sta, nici un mușchi, nici o trăire, nimic. Și așa era dezamăgit fratele ăsta, uite, domnule, nu-l atinge nici cântarea, nici predica, nimic, nimic, nimic. Și înainte de a se despărți, că s-a gătat adunarea, s-a ridicat o soră și a spus, fraților, sunt îndemnată, hai să mai cântăm cântarea când mergeai cu crucea în spate, spun Mântuitor. E o cântare veche, celor ce veneau de urmă le-ai vorbit de mine la dânsul zicându-le lor, nu mă plângeți cu durere, sărmane, femei, e o cântare foarte veche. Și îmi spunea, măi, hai să mai cântăm, că a pus sora. Și îmi spunea, măi, s-a cântat o strofă, omul ăsta s-a luminat. La a doua strofă a început să plângă, la a treia strofă plângea în ogo. Când s-a gătat cântarea, a spus, fraților, primiți-mă și pe mine aici cu voi, vreau să mă pocăiesc eu. Și îmi spunea fratele Chelba, sora asta a fost la sfatul Domnului. Ea știe ce cântare trebuie cântată. Că nu predicăm predica cea mai bună care o avem. Noi predicăm ceea ce trebuie în adunare. Amin. Nu cântăm cântarea care o știm noi mai bine și mai armonioasă. Noi cântăm cântarea care trebuie cântată în adunare. Amin. Și tot așa, cu toate slujbile în adunare, le facem sub călăuzirea Domnului. Amin. Să dea Domnul să fie așa. Amin. Ne uităm la acțiunile Domnului Iisus. Și apoi El are dreptate acea acțiune împotriva oamenilor care au pervertit legea, au stricat, au degradat slujirea prin interesul lor. Apoi Domnul are un cuvânt de învățătură și spune, casa tatălui meu așa trebuie să fie. Doresc ca locul ăsta să fie în tot timpul un loc de rugăciune. Amin. Apoi vorbind de acțiunea Domnului, vedem că Domnul este în stare atunci și acolo, în situația aceea, să facă minuni și să vindece bolnavi. Eram într-o adunare în care un frate era foarte răzvrătit. S-a ridicat și-a certat adunarea și cineva i-a spus, măi frate, mă, dar e frumos ce faci tu. Și l-a spus, da, și tot m-a făcut un pic de ștreangul și i-a scos afară pe toți. Asta merita și voi. Și unul a spus, măi, ești de acord. Dar imediat la Domnul i-au adus niște bolnavi. Dacă ți-aș aduce acum ții niște bolnavi, te-ai putea ruga și să-i vindece Domnul, apoi asta nu mai pot face. Pentru că noi lucrăm de multe ori sub un impuls de moment. Dacă citim un lucru interesant, îi spune Marcu. Uitați ce spune Marcu în capitolul 11, parcă, de intrarea Domnului în Ierusalim. Spune că Domnul nu a acționat sub un impuls firesc de moment. Și spune cuvântul Domnului în 11:11. Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era penserat, a plecat în Betania cu cei 12.
Și Marcu spune că a doua zi a venit și a făcut acțiunea asta. Deci el n-a făcut un mânios, cum ne mâniem noi câteodată, câte o spate rățesc și vorbim, frate, dă-i. Nu, Domnul s-a dus, s-a uitat atent la tot ce se întâmplă, a plecat acasă, în Betania, a dormit și a fost convins că ceea ce face el e voia lui Dumnezeu. Că nu-i ceva sub un impuls firesc. Se spune că la evrei era o lege. Când trebuia să condamne pe cineva la moarte, era ziua în care se judeca. Se prezentau faptele de o parte, de alta, apărarea, totul. Și dacă trebuia dată o sentință la moarte sau o sentință grea, se suspenda adunarea, sfatul, plecau acasă și a doua zi veneau toți și își dădeau sentința. Adică să treacă un timp, să nu fii sub impulsul acela firesc. Noi putem greși prin graba noastră, prin felul nostru de a fi. Domnul a intrat în templu, s-a uitat cu băgare de seamă, spune, la tot ce e împrejur, a plecat în Betania și a doua zi are acțiunea asta loc. El a făcut că trebuia făcut. El ce a făcut era voia lui Dumnezeu. N-a fost o mânie firească. Că dacă era o mânie firească, nu mai vindeca orbi și știobi. Dar el era în voia lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să fim și noi așa. Amin? Frații mei, spuneam că primul gând care l-am e legat de acțiunea Domnului Iisus. De ce a făcut Domnul? Al doilea gând e legat de puterea Domnului. Și uitați-vă dumneavoastră că vine și aici, în același verset 21, cu versetul 23, au venit bătrâni la el și l-au întrebat, cu ce putere faci cu aceste lucruri? Și cine ți-a dat puterea aceasta? Deci, învățătorul ăsta tânăr, era relativ tânăr, încă necunoscut bine, era un învățător itinerare, mergea din loc în loc, au făcut minuni, au făcut semne, ei știau că nu au învățat nicăieri, spune în altă parte. El vine acum, i-a șocat într-un fel autoritatea lor. Vedeți că nu se poate împotrivi nimeni? Păi la templu erau aproți, erau oameni de mort, erau bătrâni, erau preoți, nimeni nu face nimic. Vine Hristos și face ce vrea. Când el a văzut o putere extraordinară, căreia nu-i puteai să te împotrivești. Și acum a venit pe lângă dânsul cu binișorul, a spus, auzi, spune, de unde ai puterea asta? Și cine ți-a dat puterea asta? Ei, și aici am un gând să-l împărtășesc cu dumneavoastră. În Ioan, haideți să citim în Ioan, în capitolul 2, vom război un pic scripturile ca să rămânem mai convinși. Vine Domnul Iisus Hristos, are loc izgonirea vânzătorilor din templu, Ioan o pune la începutul Evangheliei, versetul 16. Și a zis celor ce vindeau porumbii, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa Tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii nu și-au adus aminte că e scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis, prin ce semn arăți că ai putere? Drept răspuns, el mi-a zis, stricați templul acesta și îl voi ridica în 3 zile. Versetul 20. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să zidească părinții noștri acest templu. Dar el ne vorbea despre templul trupului său. Acum, frații mei, dacă citim în Evrei capitolul 9, vom observa că în prima parte a capitolului Pavel vorbește de templul de la Ierusalim, în ultima parte a capitolului vorbește de templul din cer, iar între aceste două temple, Pavel induce gândul celui de-al treilea templu. Dumnezeu nu a rămas fără mărturie niciodată. Dumnezeu nu a rămas fără templu niciodată. Dar templul de la Ierusalim nu mai este. Templul din cer, și am văzut templul lui Dumnezeu cu oamenii, îi în cer încă n-o coborât pe pământ, dar în vremea asta Dumnezeu are alt templu. Și vine 1 Corinteni 3 cu 16 și spune, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Într-un sens restrâns, fiecare din noi este templul Duhului Sfânt. Amin? Amin. Într-un sens lărgit, spune Petru în epistola 1, 2 cu 5,
Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să alcătuiți un templu sfânt. Deci, într-un sens restrâns, fiecare din noi este templul Duhului Sfânt, cum spune și 1 Corinteni 6 cu 19, într-un sens lărgit, biserica. Acum, eu sunt o piatră vie, tu ești o piatră vie, împreună, biserica este templul lui Dumnezeu. Există templul acesta public, care e biserica lui Dumnezeu, dar există templul ăla privat, care sunt eu. De unde am puterea aceasta? Domnul spune așa, stricați templul și eu îl zidesc în 3 zile, dar vorbea de templul trupului său. Fiecare va avea putere de slujire și va avea autoritate în biserică, atâta putere are, câtă putere are în el însuși. Atâta rânduială va putea să facă în adunare, câtă rânduială face în viața lui și în familia lui. Sunt mulți din ăștia care vin și vor să răstoarne scaunele. Sunt mulți care vor să răstoarne mesele prin adunare, dar n-au putere. Știți de ce? Pentru că n-au putere în mod privat. Atâta putere ai în predică, cât ai pregătit acasă. Atâta de frumos este cântarea, cât ai repetat-o acasă. Atâta de bine spui poezia, cât ai învățat-o de bine acasă. Există 2 nivele de slujire. Un nivel în mod privat, și nu știu dacă noi aici am vorbit de Ezechiel 44, cu 2 seminții de leviți. Când au rătăcit Israel, au rătăcit și ei. Ei vor face slujbă în curtea de afară. Dar fiii lui Țadoc, care atunci când s-au rătăcit Israelul, n-au rătăcit, ei vor intra în Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor, cine vedea? Pentru că există o slujire publică. Ăla de afară, ăla firesc, era văzut. El aducea jertfă, avea legea jertfelor, lua vita, o junghia, o curăța, toți stăteau gură cască la levit. Dar când intrau fiii lui Țadoc în Sfânta Sfintelor, dincolo de perdea, cine vedea acolo? Acolo era el și Dumnezeu. Acolo nu mai era spectacol. Acolo era părtășie cu Dumnezeu. Fraților, noi avem 2 nivele de slujire. Unul mod privat. Du-te acasă, încui ușa după tine și roagă-te Domnul. Nu te vede adunarea, nu-ți aplaudă cuvintele frumoase care le spui, dar acolo stă puterea, în odăiță, în milostenia făcută în ascuns, în cercetarea făcută în ascuns. În momentul când ai reușit să ai puterea asupra ta, nu-ți merge David în Valea Terebinților să bată cu Goliat. Și îl întreabă Saul, măi, tu ești un copilaș, nu te poți bate, ăsta are 3 metri și 25 înălțime, nu? E o namină de om, cum te bați cu dânsul? Și David are un argument. Robul tău păștea oile tatălui său. Și când venea un leu sau un urs să ia o oaie, eu mă aruncam și o spulgeam. Și dacă se ridica împotrivă, îi rupeam falca. Câți martori avea David? El păștea undeva oile în crâng, era singur și spunea odată un frate, ce făcea David când era singur, acum trebuia să facă în fața 2 armate. Atâta ești pocăit cât ești pocăit când ești singur. Când ești singur în cameră, când ești singur pe internet, când ești singur, atâta ești pocăit. Pocăința noastră e acolo. Când avem putere în mod privat să ne oprim, să ne curățăm, să ne oprim de la păcat, dacă vreți, atâta suntem de tari și aici. David avea experiențele trecute, avea antrenamentul făcut. El când era singur cu oile lui tatăsul, se bătea cu leu și cu ursul. Și acum a fost un spectacol dat. După 40 de zile, David îl nimicește pe Goliat cu o praște. Dar puterea nu i s-a dat în Valea Terebinților. Puterea i s-a dat de acolo, din antrenamentele făcute. Știți dumneavoastră povestea aceea că trebuiau să treacă 2 o punte și unul s-a rugat la capătul punții, o merg și o căzut în apă. Unul nu s-a rugat și o trecut. Băi, cum de ăsta s-a rugat? Ăsta s-a rugat până la punte. De aia avea putere. Noi ne rugăm exact în moment de criză, în ispită. Noi trebuie să ne strângem puterea cu timp. Amin.
Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vorbeam de temelia casă și de rădăcina copacilor. Rădăcina ține pomul, dar rădăcina nu se vede. Nimeni nu aplaudă, nimeni nu apreciază. Ne uităm la flori, noi ce frumoasă, fructe bune. Puterea unui credincios în partea nevăzută, în slujirea tainică între el și Dumnezeu. Și acum, eu nu-i putea face ordine în adunare dacă n-am ordine în viața mea. N-am putere. Eu nu-i putea face ordine în adunare dacă nu fac ordine în casa mea. Am întâlnit frate, spune, frate, am probleme cu nevasta. E o biserică lumească și biserica numai, nevasta nu mă ascultă. Se îmbracă cum vrea adunarea, nu cum vreau eu. Și cum vrei să faci rânduială în adunare dacă tu pe copiii tăi nu-i poți crește? Dacă tu pe nevasta ta acasă, care te culci și care mănânci la masă, nu poți lămuri. Cum vrei să lămurești o adunare întreagă? Cum vrei să faci rânduială aici dacă nu poți face acasă rânduială? Odată am un frate care nu a ieșit în comitet într-o adunare și a venit, era așa ironic, dacă ar veni Domnul Iisus, ce-mi ar mai răsturna vouă scaunele astea din comitet? Ce le-ar mai scoate el afară? Și a spus, cred că ți-ar răsturna scaunele din capul tău întâi. Că el avea scaune și dorință în mintea lui, nu a ajuns și nu era bun comitetul, nu era bun adunare. De-ar veni Domnul, v-ar scoate scaunele afară. Zic, frate, scoate întâi scaunele din mintea ta. Dorința de întâietate din capul tău, din inima ta, scoate-o și atunci o să ai putere să faci. Că puterea Domnului de la Ierusalim, când vorbea că el strică templu și avea putere în templu, el vorbea de trupul său. El avea putere în el. Să ne ajute Domnul. Amin. Amin. Și apoi spuneam că al treilea gând e legat de succesiunea lucrărilor. Ne uităm în cuvântul care l-am citit, Domnul întâi a făcut curățenie în templu, după aceea au făcut niște minuni și după aia se vorbește de lauda scoasă din gura copiilor. Eu cred că asta e succesiunea normală, logică, în slujirea noastră și în adunare. Eu am întâlnit adunări care încep întâi cu lauda. Întâi au laudă și închinare. Și laudă pe Domnul, laudă pe Domnul, laudă pe Domnul. Nici urmă de pocăință, nici urmă de curățire, nici urmă de spălare. Lăudăm pe Domnul, aplaudăm, sărim în sus, cântăm, după aceea, Doamne, fă minunile tale și plecăm numai cu laudă și cu minuni dacă se fac. Dar de regulă nu se fac. Dar curățirea când? În templu, Domnul întâi a curățat templu, după aia au făcut minuni și au spus, na, uite, acum copiii strigă. Și voi ați citit, Osana, binecuvântat este fiul lui David, dar când îi lauda, lauda e la urmă. Noi de prea multe ori ne lăudăm și minunea nu mai vine. Era fratele Răuț de la Vicov de Sus, un frate tot organiza, că el face, că pleacă și a spus, măi, eu sunt de la țară, bă, tu să fii ca o găină bătrână, nu ca o puică. Și nici eu n-am știut, dar frate Vasile, cum e asta? Și că puica, întâi cotcodacește un ceas, după aia se ouă, dacă se mai ouă. Dar găina bătrână spune întâi se ouă, după aia cotcodacește. Noi de multe ori laudă, 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 fără fapte. Ne lăudăm și faptele nu mai vin. Aici în templu a fost altfel. Au fost curățenii, au fost fapte și la urmă strigau copiii, Osana, binecuvântate fiul lui David. Să fie așa și la noi, amin? Amin. Și există, dacă vreți, în succesiunea asta o logică. Și măcar că este curățire, Domnul induce ideea rugăciunii. Că e scris, casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. Măcar că noi ne păstrăm curați, ca să se facă minunile lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm pentru ele. Pentru că asta arată dependența noastră de Dumnezeu. Că minunile și faptele nu se fac pentru că suntem noi de sfinți. Se fac prin îndurarea lui Dumnezeu. Și după ce noi ne-am sfințit, ne-am curățit viața, în smerenie, în genunchiem înaintea Domnului, Doamne, te rog, ascultă! Și asta arată dependența noastră permanentă de Dumnezeu. Am vorbit de aceste trei gânduri din templu. Aș vrea, în timpul care mai rămâne, să
ne întoarcem la Evrei, la capitolul 9, vorbim de templu trupului nostru. Sau dacă vreți, de templu care e Biserica lui Dumnezeu. Și uitați pe dumneavoastră aici scrie, am spus capitolul 9, da? În prima parte, Pavel vorbește de templul de la Ierusalim. Atunci era, acum nu mai este. În partea a doua, versetul 22, 23, 24, vorbesc de templul din cer. Și spune așa, dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în cer au trebuit curățite în felul acesta, chipul lucrurilor din cer era templul de la Ierusalim. Trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Știți ce s-a întâmplat? Când Domnul Iisus Hristos a murit în Golgota, în chip nevăzut, El a luat în sângele Său un potir cu sânge, s-a dus în cer, în templul ăla mai mare, care nu-i făcut de mâini omenești, și-a făcut sfințirea. Și întrebarea mea era așa, de ce trebuia templul din cer sfințit? Că spune că dacă chipurile lucrurilor din cer trebuiau curățite cu sânge, de țapă, de berbec, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu sânge mai bun, adică cu sângele Domnului. Și n-am o altă explicație de ce templul trebuia să fie în chip nevăzut, Domnul lua sânge și s-a dus în templul din cer și a stropit sângele Său și a sfințit templul. Știți ce mă gândesc eu? Că diavolul a fost în cer și oriunde ajunge diavolul trebuie sfințit de făcută urmă. El a fost alungat din cer, dar el a fost acolo. Și pentru că diavolul a fost acolo, a venit Hristos cu sângele Lui și a curățit templul din cer. Noi trăim pe pământ, frate. Și dacă aș fi să vorbesc de rânduielile de la templu, aș vrea să amintesc doar câteva din ele. Gândurile am împărtășit și cu alți frați, dar noi aici în Germania. Trei gânduri legate de templu. Templul era locul unde se aduceau jertfele. În al doilea rând, templul trebuia păstrat curat. Și în al treilea rând, templul era un loc unde nu aveau acces străinii. Dacă un străin intra, trebuia să fie omorât. Acum aici e Biserica lui Dumnezeu. Este locul în care se aduc jertfele. Ce jertfe aducem noi în adunare? De exemplu, Psalmul 51 cu 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfe, acela mă rostăvește. Rugăciunea noastră e simbolizată cu fumul de tămâie care se ridică în sus. Apocalipsa capitolul 8 cu versetul 4. Când a luat Îngerul Cădelnițul, împreună cu fumul de tămâie, se ridica rugăciunile Sfinților. În templu era altarul tămâierii, Exod capitolul 30. Și de altarul tămâierii trebuie să știm câteva lucruri. Versetul 6 și 7, jertfa trebuie să ardă necurmată. Rugăciunea noastră trebuie să fie necurmată. Rugați-vă neîncetat. Sunt lucruri care și-au vremea lor. Eclesiastul capitolul 3. Fiecare lucru de sub soare și-are vremea lui. Și-s puse multe. Dar sunt lucruri excepție de la versetul 3. Rugăciunea e o excepție. Rugați-vă neîncetat, bucurați-vă totdeauna, propovăduiți cuvântul la timp și ne la timp. Deci sunt lucruri care nu și-au vremea lor. Lucru care trebuie făcut în permanență. Rugăciunea e una din asta. Jertfa pe altarul tămâierii nu avea voie să înceteze. Și în versetul 9 mai spune un amănunt, care e bine să știm. Pe altarul acesta să nu aduci altfel de jertfă. Asta îmi spune mie că rugăciunea nu poate fi înlocuită cu o altă jertfă. Am fost în adunări în care am văzut că în timpul rugăciunii cântăreții răsfoiau caietul, că după rugăciune ei trebuiau să cânte. Și au spus, lucrarea mea e cântarea. Și ei nu se rugau. Am văzut care acordau instrumente în timpul rugăciunii. Trăgea de o coardă, iar asculta, iar trăgea, că el urma să cânte în timpul rugăciunii. Mie mi se întâmpla că după rugăciune trebuia să predic.
Și căutam câte un verset și nu m-am găsit. Tot timpul răscoleam Biblia, băi, un mic versetul ăsta, în timpul rugăciunii. Și odată am predicat la Sfântul Ilie despre rugăciune și un frate mi-a spus, Dragoș, suntem prieteni, voi predica frumos, da? Am văzut că tu nu te rogi. Cum spui la alții și tu nu faci? Măi, frate, nu, că m-a rugat, dar n-ai văzut tu bine, mi-a fost rușine să spun pe chiar așa. Dacă mi-a spus și nevastă odată, bă, dar tu ce stai cu ochii deschis la rugăciune? Am spus, înseamnă, fii dreptul, eu nu mă rog. Eu am spus că este un lucru, că dacă îl face ăla de la amvon, nu-i păcat. Dar dacă îl face unul din bancă, acela e păcat. Știți care? În timpul rugăciunii ăla care conduce programul, slujba, el e pus ca supravegheator. Eu pot în timpul rugăciunii să mă uit ce se întâmplă. Am văzut în timpul rugăciunii femeie care au leșinat, au căzut jos. Băi, du-te, iau așa. Deci dacă o fac acum, nu-i păcat. Dar dacă o faceți voi din bancă, la voi e păcat. Când o să treceți voi aici, nu conduceți, atunci vă uitați voi prin adunare și mă rog eu, nu mai conduc eu. Că eu îi spuneam lui nevastă, da, bă, dar eu sunt păstor. Bă, dar nu conduceai tu, tu erai în adunare, trebuie să te rogi. Trebuie cine conduce să uite. În locul rugăciunii n-avem voie să facem o altfel de jertfă. Deci când e rugăciunii, te-ți rog. Amin? Amin. Amin? Amin. N-o slavă Domnul. Dacă rămânem cu asta, apoi în cântările le căutăm dinainte. Și m-am hotărât, nu mai fac studiu biblic în timpul rugăciunii. Gata, închid Biblia, mă rog, și eu, sau mă gândesc, dar măcar nu mă vadă frate, că stau cu ochii deschiși prin adunare, că nu-i voie în locul rugăciunii altă jertfă. Apoi, în versetul 36 mai este un amănunt acolo. Tămâia care o aduci să o pisezi mărunt. N-avei voie să pui un bulgări mare de tămâie? Noi avem rugăciuni, așa ca la piață, în angro și în detaliu. Am întâlnit oameni care spun, Doamne, mulțumesc pentru toate lucrurile. Amin. Și de acolo Domnul să-și iei mulțumirea care o vrea. Eu i-am dat toată grămadă. Ei, există rugăciune în detaliu. Aduceți la cunoștința lui toate lucrurile. Apoi aici e mai mult, să știți. E mai mult. Eu eram într-o biserică, mi-au spus, facem o rugăciune pentru familie. Eram cu un frate proroc și un păstor, care avea 13 copii. Ne-am plecat pe genunchi și a început adunarea să se roage, s-a rugat 3 minute și s-a ridicat, gata. Și fratele a spus, fraților, ce era o boială de la dumneavoastră? Ne-a rugat pentru familie. Eu am 13 copii, n-am 2 la fel. Eu când mă rog, mă rog pentru fiecare copil și mă rog specific. Unul e mai îndărătnic, unul e mai uitu, unul e mai înlele și altul preiute. Și o spus, eu mă rog pentru toți 13. În rugăciunea asta am trecut repede și am ajuns până la numărul 6. Eu mai am încă 7 copii de rugat pentru ei, vă rog, îngăduiți-mă și pe mine. Măi, s-o pleca pe genul, vă făcut o rugăciune lungă, că acum te să rugau, știi, pentru copiii lor, că tămâia asta ți-a pisat în mărunt. Nu punem un bolovan mare, Doamne, ai milă de toată casa mea. Am mai povestit, eram la Vicovul de Sus și copiii au avut un poem. Era ca o zi de mulțumire. Și au ieșit niște copii mici așa în față, 4 ani, 5 ani, unul spunea, mulțumesc că eu sunt persica aceea pufoasă și gustoasă, câte o strofă. Eu sunt ceapa din grădină, eu sunt mărul aromat, eu sunt para mălăiață, cum era el. Și s-a gătit poemul și la urmă fratele Bodale, directorul școlii din Vico, profesor de matematică, se ridică, spune, fraților, eu am o grădină mare și am tot felul de copaci. Mă mărturisesc că eu când mă duc în grădină, eu un măr și întâi spun mulțumesc, Doamne. După aia mușc de el. Nu mușc odată fără să mulțumesc Domnul. Dar uite, în 60 și ceva de ani, nu țin minte să vă mulțumim Domnul odată pentru ceapă. Și întreba surori, voi mulțumiți pentru ceapă? Și spune el, cred că ceapa numai în prăjituri mă pui, îmi pun în toată mâncarea pui ceapă. Dar nu mulțumim niciodată. Noi spun mulțumim pentru toate lucrurile și amin. Ei, când aducem rugăciune, jertfa asta, pisăm mărunt, mărunt tămâia. Și atunci rugăciunile ar fi un pic mai lungi decât sunt acum. Da. Să ne dea Domnul pocăința. Apoi spunea Roman 12:1, vă îndemn, dar frate, pentru îndurarea Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Spunea în Evrei capitolul 13, versetul 15, rodul buzelor, jertfa buzelor, laudă pentru Dumnezeu. Spune în același Evrei 3:16, nu uitați binefacerea și milostenia, că jertfe ca acestea
plac lui Dumnezeu în jertfe care le aducem la adunare. Și nu mai vorbesc de jertfe. Spuneam că în al doilea rând, că timpul trece, vorbesc de curățire. Era o lege, templul trebuia păstrat curat. Voi credeți că era ușor? Știți câte jertfe se aducea la templu? Eu sunt de la țară, am animale și cresc animale și acum am un graj de animale. Așa. Păi când tăiam câte un porc, acum nu mai tai că am tensiuni, nu mai, dar tai câte un vițel. Domnule, vine măcelarul de dimineață până seara taie vițelul ăla. Băi, ce facem cu măruntaile, ce facem cu copitele, ce facem cu pielea, sânge, furtun cu apă, spăl pe acolo, ia. Dar la templu, câte jertfe nu erau? Atâtea jertfe erau, vă dați seama ce se întâmpla acolo? Apoi trebuie mare curățire. Ca aducând jertfe, să faceți și mizerie. Eu spun că la adunările noastre, tot slujind Domnul, se adună și cu noi. Să adună și mizerii din pricina slujbelor care le face. Întâi duminica, nuntă, binecuvântări, cina Domnului, rugăciuni pentru bolnavi, evangelizări, pocăinți, nipocăinți. Să mai adună cu noi. Dar curățenia era o cerință pentru templu. Nu avea voie să fie mizerii în templu. Dacă citim în Cartea Cronici, hai să vedem, în capitolul 22, 2 Cronici, spune acolo cuvântul așa. Au adunat pe frații lor 16 vențete. Au intrat înăuntru casă Domnului ca să o curățească. Au scos toate necurățirile pe care le-au găsit în templul Domnului și le-au pus în curtea casei Domnului, unde le-au adus leviți ca să ducă afară în părâul Chedron. Au început aceste curățiri în ziua întâi a lunii întâi, în a 8-a zi a lunii au intrat în privorul Domnului și 8 zile au curățit casa Domnului. În a 16-a zi a lunii isprăviseră. Au făcut întâi curățenie cu lopata și cu roaba. Și au adunat morman din mizerie și le-au dus în părâul Chedron. După ce au intrat în pridvorul casei Domnului cu detergent, cu periuța, și au început să curățească tot, încă 8 zile, 16 zile au curățit templul. Eu cred că în viața noastră de pocăință și la mine o nevoie urgentă, și în casă, la mine și în adunare, dar și în viața mea. Că acum cu voi chiar nu am treabă, că nu vă știu. Dar din când în când cred că ar trebui chiar să ne oprim din slujire și să mai facem câte o curățenie. Pocăit, eu sunt pocăit de 57 de ani. Am peste 57 de ani de când merg la adunare. Apoi în 57 de ani, dacă nu ne mai oprim și nu mai facem câte o curățenie, știți că se adună mult în viața noastră. În slujirea noastră, multă alergătură într-o parte și în alta. Mie acasă nu-mi place când se fac renovări. Nu-mi place nici când dă perdel de jos de la fereastră, de spere. Parcă e casă cu schii, pune-mă un ceașa, pune repede altceva. Nu-mi place. Când mă pune să dau cu var, când mă pun să dau cu var, i-a spus, dar ce are? Păi omule, e de câțiva ani, uite cât e de galben de acum, vezi tu afumat. Că nu-mi place. Dar din când în când, ne mai oprim și mai facem câte o curățenie. Mai facem și în viața noastră câte o curățenie. Amin, dar în casele noastre mai facem câte o curățenie. Mai verificăm dulapurile, mai verificăm nivelurile, mai verificăm programe, mai ne uităm ce e în casă bun și ce nu e bun. Că ne obișnuim cu răul și la un moment dat îți pare normal așa, știi? Eu când am stat la Brașov, la cămin de nefamiliști, și când m-am dus acolo, m-am dat în cameră cu doi, la camera 119. Doi bieții, nu voiam nimeni să stea cu râșii. Și nu erau locuri în cămin, eram pocăit, nu mă puteam juca. Și au spus, ai un loc la camera 119. Când am intrat acolo, n-am intrat să intru. Hai, mi s-a lupit, ticăi, tăt. Măi, m-am dus, am făcut curățenie, așa de. Și într-o zi, când erau la lucru, eu am făcut curățenie. Le-am aranjat, nu putem să le arunc, le-am pus frumos. Era un linoleu pe jos, l-am spălat, am întins patul la dungă și mi-aduc aminte, era unul popa, un bețân, care se uita în oglindă și se bătea pe oglinda când se îmbăta. O intrat în camin el, fluierând, înjurând, și-o spus, oh, pardon, pardon, și-o plecat. Ies afară, se uite, vine înapoi, ce-i aici? Zic, am măturat un pic, oi, măturat un pic. Măi, oameni buni, ne obișnuim cu mizeria câteodată. Și ni se pare că e normal. Dar n-ar fi trebui să ne obișnuim cu curățirea? Și n-ar trebui din când în când
Eu văd o nevoie mare în viața mea să fac curățenie. Și eu văd nevoie în casa mea să fac curățenie. Și câteodată în adunare spun, fraților, nu-ți pune lucrurile astea, măi. Asta nu-ți de la Domnul, nu-ți de la Duhul Sfânt. Trebuie făcută câte o curățenie. V-ați propus și dumneavoastră lucrul ăsta? Dumnezeu să ne ajute, amin. Noi vorbim de curățirea care, că avem metode de curățire. Când vorbim de curățirea noastră ca și oameni, scrie în Efeseni 5:26, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botez, prin cuvântul lui Dumnezeu. O metodă de curățire este Evanghelia, frate. Citiți, vă rog, Scriptura. În momentul când citiți, o simplă lecturare a Scripturii îți curățește viața și sufletul. Am întâmplarea aceea de povestea o menoniță de la Suceava, că un nepot sta la bunică sau la țară și nu prea mergea la adunare. Și într-o duminică dimineața nu a vrut să meargă la adunare. Și când a venit bunică, a spus, măi, așa de frumos a fost, da, a fost un frate, așa de frumos, a predicat, n-ai vrut să vii. Dar spune, bunică, dar de unde a predicat? Ce a predicat? Bunică, mă, nu mă mai țin minte. Și el era la țară și șmecher, o luat, avea un coș de nuiele și a turnat o găleată de apă în coș de nuiele și a ridicat-o și apă a curs. Și uite, bunica, atâta o rămas în dumitare cât o rămas apă aici. Și râdea. Și bunica spune, vine cu acea, nu te râde. Ai văzut când ai turnat apa în coș, coșul era prăfuit, avea praf. Dacă nu a trecut apa, ai văzut cum l-a spălat? Când trece o predică prin noi, ne curăță. Când trece Evanghelia prin noi, ne curăță. Nu o să țineți minte voi toate punctele mele din predică. Nici nu vă cer asta. Dar ascultând Evanghelia și citind Scriptura, voi vă curățați. Dumnezeu să ne dea dorință de Scriptură, frate. Și să vă, mă rog Domnul să nu fie o zi în care să nu cercetați Scriptura. M-a întrebat acum aici un frate, spune, frate, tu de unde știi atâtea versete? Și i-a spus că din Evrei 5:14. Acolo scrie că hrana tare este pentru oamenii mari, a căror minte s-a deprins prin întrebuințare. Să deosebească binele de rău. Nu știu ce e fratele. Și mi-a spus așa, măi, un verset pe zi mult, n-ai să poți. Nici un verset la 3 zile, uite, încercați. Învățați un verset la 3 zile, o să puteți? Aici fetele astea învăța cărți la medicină, la groasă. Și le-a învățat pe de rost, da? Uite, voi un verset la 3 zile nu-l puteți învăța. Dar un verset la o săptămână. Uite, eu fac o concesie, sunt mai mângânduitor. Un verset pe săptămână puteți învăța? Da? Acum calculați câte săptămâni de viață aveți și vedeți câte versete trebuia să știți. Și vă spun de ce nu le știți. Că nu le-ați învățat niciodată. Și acum mai ales, frață tineri, neuronii ăștia nu s-au atociți ca la mine. Eu știu versete și capitole și pasaje din vremea când eram la liceu, când învățam câte un capitol pe de rost, îl pot cita acum capitol pe de rost. Acum îl învăț, dar mai greu. Și mă rog, Doamne, pune-le în mintea mea că le trebuie la praț să dau o mâncare bună. Dar vă rog frumos, citiți Scriptura. E o metodă de curățire, amin? Amin. 1 Petru 1:22. Deci ca unii care prin ascultarea de Duhul, de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul. Umplerea cu Duhul Sfânt e o metodă de curățire. Când Duhul Sfânt vine în noi, ne face curat. Odată întrebam un frate, frate, îi păcat de băut un pahar? Îmi zic, măi, dar scrie în Biblie acolo, nu vă îmbătați de vin, asta e de scrăbănare. Dar nu mă îmbăt. Și frate spune, stai bă, că n-am terminat. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Într-un pahar plin, cât mai poți să pui? Într-un om plin de Duhul Sfânt, câte biere mai capete? Da? Că dacă suntem plini de Duhul Sfânt, nu mai are nimic loc în noi, fraților. De aia, ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, să fim plini de Duhul Sfânt, amin? Și 1 Ioan 1:6 spune, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însăși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. O metodă de curățire este sângele Domnului Iisus. 1 Petru 1:18. Că știți că nu cu aur sau argint a fost răscumpărat din felul de viețuire pe care ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos.
Este o metodă de curățire prin sângele Domnului. Eu multă vreme am aplicat-o și mi-am imaginat-o că Domnul la cruce, din sângele Lui, din trupul Lui curge sânge, fața Lui așa frumoasă, îi brăzdată de șuvoaie de sânge, de la coruna de spini cu care l-a bătut, în coastă l-a împuns și-a țâșnit, puțin sânge mai curs și apă, trupul Său era numai răni. Eu am vizitat Ierusalim, multe, multe contrafăcute și dezamăgiri, dar Gabata am văzut-o și în locul original. Sunt munți, râuri care nu le pot schimba oamenii. Când am trecut la Gabata, cobor undeva, vreo câțiva metri, un loc pardosit cu lespezi mari de piatră, am trăit un simțământ extraordinar. Aș fi făcut ca Moise să scot încălțăminte de picioare. Când mă gândeam aici, a fost stâlpul infamiei, stâlpul torturii. Aici, lespezile astea, au fost propite de sângele Domnului. Eu, când am vorbeam de curățirea prin sânge, luam versetul din Isaia, că dacă v-a spălat cu silistră și n-ați putea fi curați. Și vedeam așa ca o spălare a trupului meu prin exterior. Dar am dobândit și o altă înțelegere, că sângele practic trece prin interiorul omului. Și sângele are și menirea aceasta de a curăți toate celulele noastre. Eu sunt o uzină, eu ca să ridic mâna am nevoie de energie. De unde am energia asta? Păi, în fiecare celulă ajunge hrană și oxigen. Și în fiecare celulă are loc o explozie care dă loc la energie. Un lucru mecanic, așa ca la mașină. Când pui benzin și aer, la compresie explodează, se rotește un arbor ripotit și se învârte roata pe asfalt. Ei, dar în explozia asta există și reziduul, toxine. Este țeava de eșapament, le curăță. În momentul când celulele de mine au arderea asta, explozia asta, fiecare celulă are acolo o toxină, ceva nociv. Și vine sângele, trece prin fiecare celulă și spală celulele noastre. 10 trilioane de celule sunt spălate de sânge, toate toxinele astea adunate și eliminate din corp. Cele mai multe boli sunt date de funcționarea defectuoasă a aparatului de curățire. Rămân în noi toxine, rămâne mizerie, rămâne gunoi în noi, pentru că sângele nu-l poate elimina și de aia ne îmbolnăvim noi. Cele mai multe boli sunt date aici. Ei, dacă vorbim de trupul Hristos, că noi suntem celule mădulare în trupul Hristos, sângele Domnului nu ne spală numai pe afară ca apa din izvor. Sângele trece prin biserică, trece pe la fiecare frate, trece pe la fiecare soră. Voi care slujiți, voi care trăiți pocăința, voi aveți gunoi, toxine, mizerie în voi, în urma trăirii. Și ne-am intoxicat și am murit, dacă n-ar trece sângele Domnului să ne curățească și să păstreze biserica curată. Doamne, ajută-ne la aceasta! Tot legat de curățire, încă un gând, mai dând două foi acolo și în 34:14, e găsirea cărții legii. Am auzit aici o predică și tare mi-a plăcut de la un frate. Spune cuvântul Domnului că când au scos, hai să citim, când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Ăsta a pierdut Scriptura. Păi și l-am luat fără Scriptură. Știți ce s-a întâmplat? La intrarea în templu erau două pâlni mari de aramă, cum ar fi cutia mine. Două pâlni mari și fiecare evreu venea și arunca în vistierie. Pâinile alea erau amândouă, de o parte și de alta, conectate undeva la subsol și cădeau într-o ladă, toți arginți. Eu aruncam un bănuț, el se ducea, și cădea în ladă. Ăla de acolo tot așa. Preotul Hilchia odată s-a dus la subsol, era preot, ca să verifice ce-i pe acolo, dacă nu scângeți voi becuri la adunare, la urmă, știi? O pus cartea legii pe cutia aceea și-o plecat, o verificat, o ieșit un cuiet ușa și-o uitat cartea acolo. O venit evreii și-o pus argint. Și încet, încet arginții s-o pus peste cartea legii. Și acum când o scos arginții, o găsit cartea legii care o pierdut-o preotul acolo. Și fratele făcea o orare care o fac eu, acum vouă, nemților de aici.
să dea Dumnezeu ca lada voastră de argint să fie plină, spuneți amin? Dar cartea legii deasupra. Dar nu cumva să fie cartea legii jos și argintul deasupra. Conducerea, cârmuirea, prioritatea să o aibă Scriptura. Amin. După aia firma și serviciu. Nu întâi serviciu, salariu, casa, mașină și la urmă Scriptura de desubt acoperită de îngrijorările astea. Să ne dea Domnul pricepere. Amin. Amin. Timpul trece. A treia prescripție legată de templu era interzicerea străinilor. Și pentru că voi lăsa loc la încheiere, vreau numai să vă spun că străinii n-aveau voie în templu. Cine sunt străinii ăștia? Psalmul 16:4. Idolii se înmulțesc. Oamenii aleargă după Dumnezei străini. Evrei 13:9. Inima trebuie întărită prin har, nu prin mâncare. Învățături străine, apare expresia acolo. Obiceiuri străine, ăștia străini care ne mănâncă puterea. În cartea Osia, și asta vreau să o citesc, în cartea Osia scrie în capitolul 7, cu versetul 8. Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este ca o turtă care n-a fost întoarsă. Când Balaam era pe vârful muntelui Pisga, se uita în jos chemat ca să-l blasteme, el rostește cuvântarea lui și spune: îl văd de pe vârful muntelui, îl privesc de pe înălțimea dealului. Citiți numele 22 acolo, 23. Israel e un popor care stă deoparte, el nu face parte dintre neamuri. Dumnezeu e împăratul lor, e mijlocul lor, e bucuria lor. Trec sute de ani și Osia spune: Efraim se amestecă printre neamuri. Atunci nu era împreună cu neamurile. Acum s-au amestecat cu neamurile. Și mai spune o Biblie aici: Efraim e ca o turtă care nu a fost întoarsă. Știți cum am interpretat eu asta? Sunt unii pocăiți, foarte conservatori, foarte pocăiți, foarte râmnitori într-un domeniu. Deci când e vorba de ținuta vestimentară, domnule, lege peste lege, așa trebuie să fie. Dar el minte la servii, spune minciuni, clevetește, nu-i întoarce. Acum, mie îmi place o ținută vestimentară corectă. La noi în adunare, toate surorile, de la o fetiță de 2 luni până la sora Ileana de 94 de ani, toate surorile sunt cu un batic gros legat așa în față. Așa nu-i niciuna cum sunteți voi. Dar nu fac o rânduială la voi. Eu dacă dăm mâini plec. Știu să umblu pe mijlocul cărărilor neprihănite. Dar sunt unii, Dumnezeu, în ce privește ținuta, ultraconservatori. Dar în ce privește trăirea lor, în curtea filialei, un frate stă în mașină cu mâna pe geam și strângă la secretarul filialei: băi, mândrule, băi, tot cu cravată, la Aurel Șoltuț, tot cu cravată, cu cravată, dă-i înainte cu mândria. Ăla se uită, spune: măi, frate, nu-i spun numele, că îl știu bine, cravata mea costă 15 lei, mașina ta 30.000 de euro. Care-i mai mândru, mă? A, pe mine întreb, că merg în misiuni și n-am să patinez pe la Vaslui. Ca o turtă neîntoarsă. Pe o parte se arde de pocăit cis și pe o parte i-a luat crud, nu-i poți mânca. Și noi dacă suntem pocăiți, mi-e place pocăința, dar în toate domeniile. Amin. În ținuta vestimentară pocăit, în vocabular pocăit, în acasă, în lucrurile materiale pocăit, în slujiri pocăit, nu turtă neîntoarsă, pe o parte e arsă și pe o parte e aluat, o tragi și nu o poate mânca nimeni. Și sunt așa pocăiți, să ne dea Domnul cumpătare în toate lucrurile, amin? Amin. Și să nu ne temem că vom fi prea smeriți și pocăiți. Eu dacă ar fi după mine, vă fac niște rânduieli, v-aș pune legea asta pentru voi. Că nu mă tem că voi fi prea smerit odată. Să nu ne temem de asta. Nu vorbesc de haine și de rolul lor. E altă predică, da? Ei bine, se spune Biblia mai departe așa: nici de străini mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Fraților, sunt lucruri străini care intră în viața noastră, care intră în casa noastră, care intră în adunările noastre și ne mănâncă puterea și nu ne dăm seama. Puțin, câte puțin, câte puțin și nu ne... S-a făcut, mai citim Psalmul 74 și închei. Psalmul 74 plânge băiatul Asaf ăsta și spunea în versetul
4, parcă. Hai să citim. Potrivnicii tăi au mungit în mijlocul templului tău și au pus semnele lor drept semne. Parcă erau niște oameni care ridică topor într-o pădure deasă. În curând au sfârmat toate podoabele săpate cu lovituri de securi și ciocane. Străinii au intrat în templu la un moment dat și au distrus toate podoabele care erau în templu. Eu, în naivitatea mea, în înțelegerea firească, am cercetat cuvântul podoabă și am spus, măi, oare care-s podoabele astea? Am luat de la podoaba aia firească, de care spune Pavel că pentru o femeie părul este o podoabă. Apoi ce am citit eu înainte, mi-a o citit diavolul. Știi cât are diavolul de lucru cu părul la femeie, la surorile noastre? El știe că e o podoabă și acolo se duce, acolo se duce la părul lor. Să-l tundă, să-l smulgă, să-l vopsească, să-l încrețească, iertați-mă, lasă un pic dur. Dar e o podoabă firească, dar hai, hai lăsăm asta. Mergem la Psalmul 144 și citim iar de o podoabă ceva și scrie acolo de feciorii noștri, nu? Cu versetul 12. Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor. Fetele noastre ca niște stâlpi se pas frumos, care fac podoaba caselor împărătești. Copiii noștri trebuie să fie podoabe, fraților. Feciorii noștri și fetele noastre sunt ca niște podoabe. Eu n-am mai mare bucurie, am fost în multe familii cazate. Am văzut familii care duminică dimineața m-au trezit că făceau repetiții la cântare. Mai cântăm o dată și încă o dată. Zic că astea cântă azi o cântare în adunare. Ies 3-4 fete din casă, ies 3-4 fetiori, unul cu un acordeon, unul cu o chitară, doi cu carnetele în mână. Bă, dar se duc, sunt ca niște podoabe, ca niște stâlpi împărătești. Asta e frumusețea unei case, frate. Copiii pocăiți, copiii binecuvântați, diavolul știe. Și apoi umblă, Doamne, la nașterea de copii cât ar putea de tare. Că vine o vorbă, că un copil e prea puțin și doi sunt prea mulți acum. Bă, dar de unde e asta? Bă? Nu vreți podoabe în casele voastre? Și apoi mai mergem în Psalmul 93, parcă versetul 5. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia îi podoabă casă tare. Știe diavolul lucrul ăsta. Și-ar face orice numai să nu fie sfinț, ca să distrugă podoabele astea. Fraților, ăsta e lucrul străinilor. Dar străinii n-au ce căuta în casa Domnului. Străinii n-au ce căuta în inima mea, străinii n-au ce căuta în casa mea și străinii n-au ce căuta în adunare. Dumnezeu să ne păzească, amin? Închei predica. O intrat Domnul în Ierusalim, că azi sărbătorim ce ne sărbătorește. Și când a intrat în Ierusalim, dincolo de ramuri și de osana și de crengi, el a avut un lucru de făcut. S-a dus în templu. Era casa Tatălui. Templul era casa Tatălui. El de asta era interesat. Și când a ajuns acolo, ați văzut ceva. Acțiunile lui. O scos afară schimbătorii de bani, care au depășit limitele biblice și își făceau mijloc de la bogățire. N-am nimic cu nimeni, n-am nimic cu nimeni, dar de multe ori se practică lucrurile astea în adunările noastre, la ușa adunările noastre. Un CD-ul de 2 euro e vândut cu 10 euro. Și ce să vă mai spun? Că a predicat odată un frate și a predicat, că spunea, fraților, uite acum ce-mi descoperă Domnul. Și a predicat, eu am crezut că e proroc, Domnul, tot îmi descoperă Domnul. Și la urmă că predica asta o am pe CD-ul, dacă vreți să o cumpărați. Bă, dar când s-a descoperit Domnul? Acum eu așa am crezut. El era făcut, înregistrat, luase Dievului. Domnul să aibă milă de fiecare. Dacă ai o muzică bună în mașină, nu cred că e păcat sau o predică. Dar dacă vrei să te îmbogățești treaba asta, cred că e un păcat. Și Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Am vorbit de acțiunile Domnului, de puterea Domnului, dată de înăuntru, din interior. Eu îi face rânduială în adunare, în comitet, când voi fi eu rânduială și casa mea. Să mă ajute Domnul, amin? Și am vorbit de succesiunea lucrării. Întâi curățire, întâi trebuie curățire. După aia minuni și la urmă laudă și închinare. Să ne ajute Domnul, așa se face. Nu începem cu lauda și nu mai facem niciodată curățirea. Iar vorbind de templu nostru și vorbind de templu care e biserica, jertfe, curățire și să nu lăsăm străinii. Și Dumnezeu să ne ajute.